fiind cu plicatură de smas. Deci nu intru sub smas, cu plicatură de smas, tocmai ca să nu încerc să îmi iau toate măsurile ca să nu lezez nervul facial. Știți de complicațiile care se pot întâmpla dacă intrăm sub smas. Pe doamna ce o deranjează? O deranjează lipsa de volum aici, de la nivelul regiunii zigomatice. Aici o să-i facem un lipofilling în zona asta. Vrea să-i conturăm zona asta a mandibulei să fie mai evidentă și gâtul o deranjează cel mai mult, zona gâtului. Vedeți, este un surplus nu foarte mare de tegumen, dar vom scoate câțiva centimetri după ce facem plicatura, o să iasă destul de bine. Și cu lipofilling, și închideți puțin ochii, pleoapele superioare, vedeți? Au un surplus destul de mare de piele. Deci facem pleoapele superioare, lipofilling și liftingul ăsta. Incizia. Incizia prefer să, fiindcă nu are foarte mult tegumentul aici, nu e așa mult surplus tegumentar. Eu, de fapt, de regulă fac incizia, vedeți, ascunsă aici, în păr. Merg anterior de ureche, anterior de tragus. Am făcut o lungă perioadă de timp, o făceam în spatele tragusului, făceam incizia, deci cam așa va fi incizia, așa. O făceam în spatele tragusului. Acum merg cam la câțiva milimetri de tragus, așa va fi incizia. Aici facem cam așa, da? Și în spate, cam aici, la nivelul inserției părului, aici va fi incizia, da? Punem firele pe mușchi, pe urmă excizăm surplusul de piele. Anestezie va fi intubație. La început, acum mulți ani, făceam cu anestezie intravenoasă și locală, xilină cu adrenalină. Acum nu mai punem xilină, sau foarte puțină, pentru efectul postoperator. Adrenalină și anestezie generală. E mai confortabilă și pentru chirurg și pentru pacient. Suntem la aproximativ 15 ore de la operație. Operația s-a terminat ieri pe la ora 17. Doamna Cristina este bine. Foarte bine. Are tubulețele de dren, atât a venit. O să le scoatem acum. Incizia, uitați ca să o vedeți, sutură intradermică. Deci începe chiar de aici, de la perciun, prin fața, și se continuă în spate la modul ăsta. Da? Și aici s-au scos tubulele de dren. Asta va fi o liniuță fină. Aici a fost lipofilling-ul, injectare și șanțurile nazogeniene. Aici am făcut o lipo și o lipo cu o canulă foarte subțire și pe zona asta de mandibulă. Spunea doamna... Da. Am însușit mandibula din tinerețe. Din tinerețe, da. Toate doamnele vor aici, le deranjează... Da, se lasă așa un... Hai să vă povestească, doamna, că eu atâta. Eu sunt bucuros că zâmbește, că zâmbește și fluieră, știți? Asta pentru mine e cea mai mare bucurie și când are alte probleme de tegument, de ischemie sau de ceva. Am avut așteptări foarte mari. Da, asta. M-am gândit că M-a stresat foarte tare colega mea, Dana, cu care v-am operat, doctorița Olariu, că mi-a spus în timpul operației, șeful, vedeți că are așteptări foarte mari. Băi, cât vrea? 25 de ani, 30 mai puțin? Aveam un plici, pielea gâtului era subțire și lăsată și urât, na. Și obrajii, nu am grăsime pe față, nu știu. Și ce mi-a zis? Cum ați văzut că v-am ridicat gâtul când erați mansată? Păi am văzut imediat, am aici o verucă din tinerețe și știu că era aici. Și ea este ridicată cu 2 cm de două degete. Da, deci am scos cam 4 cm din tegument. S-a scos mai mult decât mi-am putut. Da, Doamne ajută. Plapele superioare sunt făcute și ele... Nu mă doare nimic. Da. Nu pot să cred. Prin ce intervenția am trecut și să nu... Și gâtul arată foarte bine. I-am spus, doamne, că nu va rămâne așa înțepenită fața. Se mai lasă încet, încet. Gravitație, soare, variații de greutate. Nu pot să promiți că rezultatul ăsta va fi și peste nu știu câți ani. Chiar a venit o doamnă acum vreo lună de zile. A venit operată acum 15 ani. Că e nemulțumită, că s-a lăsat fața. Și am scos pozele și arăta, hai să zicem, la fel ca acum 15 ani. Păi, dar eu cred că totuși e un câștig. Adică, ăsta e liftingul care îl fac eu, cu plicatură de smas. Și vă spun... Păi, noi îmbătrânim în continuare, deci. Păi da, dar am dat niște ani înapoi. Și oricum arăt infinit mai bine decât cum am prezentat la consult. Și e o operație care se poate face... cu riscuri mai mici decât să intri sub smas. Eu nu, de acord că e mai stabil, eu le-am spus și doamne, e mai stabilă operația când intri sub smas și tai smasul, dar riscul e mai un pic mai mare totuși. Și nici eu, sincer acum, da? Doamna Cristina, Doamne ajută!